Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că domnul Zafiu este și el în studio, doar că nu vorbește că ci că e răgușit. La 5 bumă, el doar de butoane. Mă gândesc, tu când o să-ți prinzi degetul nu și o să vii doar să vorbești, o să stai aici, să vine cineva să te ia butoane. L-am botezat pe David Popovici, da, am zis, Vlad, de dragul tău, nu lasă asta. De dragul și zic, bă, dar voi aici nu, nu v-ați însemna niciunul? Și el ridică mâna, Mutu. Și zic, și dacă ai remarcat, de ce n-ai zis, băi, n-am voce. Da. Zic, și nu puteai să-mi faci, bă, de la Vendetta ceva, mă printeam imediat. Da. Semnele noastre, au, bau, îmi scriai? Nu, domnule, te-a lăsat așa. Da, păi, dacă ești mut, fă din mâini. Și s-au sesizat, bineînțeles, ascultătorii. 200 de ascultători deodată. Mulți, oricum. Ne-a stricat, mă. Mulțumim. Știe, da. David, de iartă-mă. Și-a notat că îl cheamă David, acum nu o să mai greșească. Da. Se uita la mine și... Avem cazul unui român care s-a făcut unguri pentru un plin de benzină. La unguri, prețul benzinei e plafonat pentru mașini matriculate în Ungaria. Deci la noi e plafonat cu 50 de bani în jos. Este lumea ușor confuză că se dă reducerea la casă. Adică la pompă e un preț și când te duci la casă primești reducerea acolo. Bine că nu se dă talea ca la tombolă zi, papții pilduri, ce se mai dă de la supermarket. Și am făcut plinul zile trecute, uitasem de asta cu 50 de bani că îți dă acolo, nu mă gândeam la ale mele. Și am ajuns la casă, m-am uitat că m-am făcut plinul, în fine, m-am uitat să văd cât am de plată și când am ajuns, doamna mea zis o sumă mai mică. Și zic, nu, pompa 3. Da, zice la dumneavoastră. Păi zice, era altă. Nu aveți reducere, face. A, corect. Și după care întreb. Și întreabă lumea, zice, toată lumea nu înțelege. Nimeni nu înțelege. Este, nu mai pot de azi dimineață să explic într-una cu reducerea de 50 de bani de la casă. Deci acolo se dă, într-adevăr, e că tu alimentezi cum ar veni 200 de lei și la casă, când te duci să plătești 100, de fapt îți zice că ai de plată cât vine? 95. Da. Da. Să revenim. Deci, la unguri, prețul benzinei e plafonat pentru mașini matriculate în Ungaria și cred că la prețurile astea chiar și Vadim Tudor l-ar fi înțeles pe românul care s-a făcut unguri pentru plin. Potrivit poliției maghiare, care e citată de Hot News, românul schimba plăcuțele de matriculare românești cu unele ungurești, după care se ducea la benzinărie, făcea plinul, pleca. Și potrivit poliției, în timp audierii, șoferul a recunoscut că trucul a funcționat de 6 ori. Bă. N-ai, mă, cum. Deci de 6 ori, mă, băiatule, când, sigur, rezervorul ungureț nu merge de multe ori la benzinărie. Oameni inventivi, bă, la imediat s-au prins că e o șmecherie. Da, cum nu, să fac? De unde ai găsit plăcuțe de matriculare? Da, cred că le găsi la în Ungaria, de cum toate mașinile au. Cum adică de unde găsești? E de pe stradă. Da, mă întreb cum l-au prins. Cred că la casa a cerut, dați-mi 2 plini de benzină în Ungurește și atunci ea s-a oprit. E ceva neregulă, nu știi? Are dosar penal. Vezi, mă, frate, abia s-a făcut ungur și deja îi pare rău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.